Conducerea Partidului Social Democrat, filiala Prahova, a demarat deja procesul de alegeri la nivelul organizațiilor locale. Președintele Bogdan Toader susține că în prezent alegerile au fost demarate la nivelul localităților, unde formațiunea politică a câștigat alegerile locale din 2020. Ca urmare a deciziei Comitetului Executiv Național, se vor face alegeri în organizațiile locale unde au fost câștigate alegerile. Aici vorbim de câștigarea funcției de primar sau viceprimar după caz, însemnând că avem un rezultat foarte bun în acea localitate, iar acei președinți de organizații și-au dovedit valoarea în urma scrutinului din 2020 și acolo au fost demarate deja alegeri și am participat la Cornu, la Tomșani, la Râfov, cred că și el la Ceptura, da, am fost. De altfel, vor fi alese noi conduceri la nivelul organizațiilor social-democrate, acolo unde PSD Prahova a pierdut alegerile locale. După o decizie a Biroului Național Permanent, de la nivelul conducerii de la București, vom demara și în localitățile unde nu au fost câștigate alegerile, însemnând localitățile unde ne vom pregăti candidații și, bineînțeles, organizația pentru alegerile din 2024. Acest lucru se va întâmpla în perioada imediat următoare, noi sperând să le finalizăm în cursul anului 2023, la început, undeva în luna februarie-martie. Bogdan Toader a ținut să precizeze că data alegerilor în ceea ce privește desemnarea noului birou politic al Organizației Municipale Ploiești, acolo unde există o conducere interimară, va fi stabilită de conducerea națională a PSD. Și organizația municipală face parte din rândul organizațiilor care nu au câștigat alegerile, iar atunci când conducerea la București va spune că trebuie să demarăm și aceste alegeri, bineînțeles, în rândul organizațiilor municipale, acolo va fi o conferință, pentru că fiecare organizație municipală va avea delegații la acea conferință. Mai întâi vom începe de jos cu organizația pe secția de vot, care își va stabili o nouă conducere și atunci vom ajunge și la conferința municipală. Noi sperăm că undeva în perioada următoare, până la sfârșitul lunii octombrie, avem acest target propus să finalizăm acolo unde au fost câștigate alegerile, cele 40 de localități unde avem edil din partea Partidului Social Democrat. Alegerea noului birou politic județean PSD Prahova se preconizează a avea loc cel târziu în luna martie a anului 2023.